Bine ați revenit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și deja v-am obișnuit, vineri fiind, am pregătit desert. Un desert delicios, o prăjitură cu cremă cu frișcă și glazură cu ciocolată. Încep cu aluatul acestei prăjituri. Aluat pentru care voi folosi 200 de grame de unt la temperatura camerei, un unt cu 65% grăsime, 230 de grame de zahăr, 40 de grame de cacao, o jumătate de linguriță de scorțișoară, dar în cazul în care veți servi prăjitura cuiva care are alergie la scorțișoară, atunci nu o mai puneți deloc, 2 ouă, 5 grame de bicarbonat de sodiu, 5 grame de praf de copt, un pliculeț de 1,8 grame de cafea instant și iaurt, am un pahar de 400 de grame, un iaurt cu 3,5% grăsime. Rând pe rând voi amesteca ingredientele pentru a pregăti acest aluat și încep cu să amestec untul cu zahărul. Voi incorpora ouăle pe rând. Voi pune și iaurtul și tot așa continui adăugând și ingredientele uscate. Între timp am pornit și cuptorul să fie încins pentru momentul în care voi pune prăjitura la copt. Scorțișoara, să pun și cafeaua instant, dacă aș putea să deschid și plicul acesta. Bicarbonatul, praful de copt. Urmează și cacaoa și amestec mai întâi așa cu mixerul fără să-l punesc, pentru că altfel voi avea cacao peste tot. Făina mai rămas de pus. Și aluatul este gata. Și am aici tava în care voi coace blatul. Am pus hârtie de copt și am uns hârtia și cu puțin ulei. Am curățat castronul, acum nivelez aluatul aici în tavă și îl voi coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute, cam așa. Și când s-a răcit, l-am scos din tavă
și voi felia. Pentru cremă folosesc 400 de grame de frișcă lichidă, 400 de grame de smântână, o smântână grasă cu 20% grăsime, 20 de grame de gelatină granule, pe care o voi dizolva în esență de vanilie și dacă va mai fi nevoie de puțină apă. Și pentru că vreau să aibă o aromă foarte intensă, voi pune și două pliculețe a câte 8 grame de zahăr vanilinat. Pun gelatina direct într-o crăticioară, pentru că va trebui să o topesc pe aragaz, dar mai întâi o pun deci aici, în crăticioară, adaug peste esență de vanilie și o mai acopăr și cu apă, cam atât, și o las la hidratat. O las deoparte pentru câteva minute. Am ajuns la etapa în care ar trebui să spumez frișca cu zahăr și mi-am dat seama că am uitat să vă spun de zahăr. Am nevoie și de zahăr pudră, 160 de grame, pentru că frișca pe care o folosesc eu este neîndulcită. Dacă aveți o frișcă ce conține zahăr, atunci nu mai este nevoie de acest zahăr pudră. Și pun frișca în castron. Am ținut-o la rece înainte. Pun și a doua cutie. Și o spumez bine cu mixerul și voi adăuga și zahăr pudră. Nu pe tot îl voi pune peste frișcă. Voi pune 3-4 linguri. Și o las deoparte. Gelatina, vedeți, a absorbit toată apa și o voi pune acum pe focul de la aragaz și o voi topi la foc mic. Aveți grijă să nu fierbeți și nici să o ardeți. Doar câteva secunde vor fi necesare pentru ca gelatina să se topească. Și ia, uitați că s-a topit și o las aici să se mai răcorească. Între timp pun smântâna aceea cu 20% grăsime, o pun într-un castron și o amestec cu restul de zahăr pudră. Cu zahărul vanilinat. Pun și gelatina peste. O amestec aici. Și o pun peste frișca spumat. Cum blatul l-am feliat în 3 părți, voi împărți și crema. În două părți.
și o pun peste prima foaie de blat, o nivelez. Pun și a doua foaie de blat. Restul de cremă. Și ultima foaie de blat. Și voi pune prăjitura la frigider pentru câteva ore. După ce prăjitura asta la rece, câteva ore, o voi porționa. Pentru a glazura prăjitura am nevoie de 100 de grame de ciocolată neagră și o pun deja într-o crătucioară. Peste ea pun un cubuleț de unt, cam de 50 de grame, o lingură sau două de zahăr. Dacă aveți ciocolată cu lapte, nu mai puneți zahăr. Și cam 3 linguri de lapte. Și voi topi toate acestea pe focul de la aragaz. Cât timp ciocolata se topește, am așezat prăjiturile tăiate pe un grătar deasupra unei tăvi, tavă în care am pus hârtie de copt. Se distribuie glazura peste fiecare prăjitură în parte și se mai pune pentru câteva ore în frigider. Neapărat se servește familiei și prietenilor pentru că sunt mai mult decât suficiente porții pentru fiecare. Mulțumesc mult pentru vizionare și pentru că sunteți aici alături de mine la fiecare postare. Fiți veseli, aveți grijă de ai voștri și noi ne auzim data viitoare!